Salut! Astăzi vreau să tratăm un subiect care are o importanță destul de mare, și anume dacă mai există oameni care construiesc peste blockchain-ul Multiverse X. O să trecem atât prin lucruri bune, cât și prin lucruri mai puțin bune. Dar înainte să începem, dacă apreciezi acest conținut, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Cu Multiverse X este un blockchain Layer 1, de ce este atât de important ca alți oameni să vină și să construiască pe el? Ei bine, când vorbim de blockchain-uri Layer 1, fie că este Ethereum, Solana, Multiverse X sau orice alt blockchain îți trece prin minte, ele de-aia sunt create ca să ofere o infrastructură necesară pentru ca alți oameni să construiască aplicații peste ele. Problema pe care am observat eu la blockchain-ul Multiverse X este că echipa se implică prea mult în a dezvolta produse în loc să-i susțină pe alții să vină să o facă. Poți să susții pe altcineva să dezvolte produse oferind granturi pentru proiectele care dezvoltă ceva. Din punctul acesta de vedere, eu unul nu am văzut niciodată un anunț unde să se menționeze că oferă o sumă de bani pentru cine dezvoltă anumite produse. Singurul lucru pe care l-am observat unde echipa s-a implicat să ajute pe altcineva este că au lansat până acum vreo 4 proiecte pe launchpad, dar în felul acesta nu poți atinge targetul de 1 miliard de utilizatori pe care Benjamin Mincu și-l dorește. De exemplu, consider totodată că nici Ethereum n-ar fi putut să ajungă unde este dacă echipa s-ar fi pus și să încerce să dezvolte ei tot, să nu vină alți oameni care să dezvolte peste rețeaua Ethereum. Un alt exemplu, pe Solana, doar zilele trecute, văzusem o postare că oferă 10 milioane de dolari pentru constructorii care dezvoltă proiecte bazate pe inteligență artificială. Erau deja acceptate 50 de proiecte și încă mai puteau să vină și altele noi care să primească un grant. Întrebarea este de ce n-am putea să vedem asemenea granturi și pe blockchain-ul Multiverse X. O altă chestie. Am participat zilele trecute pe Telegram la o discuție foarte interesantă pe grupul Multiverse X SDT. O să las și linkul de la acel grup în descriere pentru cine vrea să se alăture. În acea discuție au participat mai mulți owneri de proiecte pe Multiverse X și fiecare a vorbit câte puțin. Majoritatea știm că în Xportal există acea secțiune de hub unde proiectele care au codul open source și fac o cerere și îndeplinesc anumite criterii se pot afișa în acea secțiune. În acea secțiune, proiectul care este afișat, utilizatorul poate doar apăsând pe Open să interacționeze cu aplicația acelui proiect. Ei bine, un proiect a făcut tot ce trebuia să facă, a trimis cererea și a așteptat vreo lună în care alte proiecte care au aplicat mai târziu decât proiectul respectiv erau adăugate, însă proiectul care a făcut cererea nu era adăugat nici cum. Problema aceasta s-a rezolvat în momentul în care el a vorbit pe un grup unde tot așa se află ownerii de proiecte de pe Multiverse X și adminul de acolo îi spunea că să-i scrie în privat pentru o cerere pe care el o făcuse cu o lună înainte. Nu știu cum considerați voi această întâmplare, însă lucrurile ar trebui să meargă cursiv atâta timp cât proiectele respectă regulile impuse de echipa Multiverse X. Nu consider că ar trebui să fie atât de greu să îi adauge, de exemplu. La ultima actualizare unde au fost adăugate proiecte în secțiunea de hub, putem observa pe ecran că au fost adăugate 12 proiecte, la penultima au fost adăugate 6 proiecte. Întrebarea este oare cum ar fi lista de așteptare dacă ar aplica dintr-o dată 100 de proiecte, dacă se fac greșeli că nu sunt foarte multe proiecte care aplică și ca să-ți adauge proiectul și ție ca și proprietar de proiect trebuie să stai să trimiți mesaje în stânga și dreapta ca să ți se rezolve problema când acest proces ar trebui să fie automatizat din punctul meu de vedere. Trecem peste asta. Eu nu vreau să cred că s-a produs o greșeală, că au băgat alte proiecte în față și proiectul respectiv care a trimis cererea cu ceva timp în urmă a fost sărit. Sunt totuși la început și toți mai greșim. Vreau să vedem și partea bună a situației este că în final acel proiect a fost adăugat în secțiunea de hub. Nu o să-i dau totuși numele deoarece nu consider că este important. Mergem mai departe. Se fac pași spre adoptarea Multiverse X. Ieri a fost organizat de echipa Multiverse X un maraton la Sibiu și peste 10.000 de persoane au fost prezente în piața Sibiului. Aceasta este o expunere super pentru Xportal, Multiverse X și GLD. Pe lângă asta exista și un stand unde fiecare om care a participat la maraton a primit un NFT dacă avea aplicația Xportal. În continuare avem și acest cont de Twitter numit Multiverse X Today care pune update-uri din ecosistemul Multiverse X. Uitându-ne la tweet-urile postate de acesta, putem observa dacă se mai mișcă ceva în ecosistem sau nu, mai exact dacă există încă proiecte care să construiască. Acum 18 ore putem observa că ASOP a venit cu un anunț cu informații despre triple APR și liquidity, dar și despre beneficiile votului în funcție de ponderea fermei. Xmoney organizează un sondaj cu privire la potențialele provocări viitoare de colaborări, Proteo DeFi a postat cea de-a noua recapitulare bisăptămânală,
Puțin mai jos putem vedea și că Elrond Builders a postat un thread despre X-Money, Block Project a împărtășit viziunea sa privind construirea pe Multiverse X, CoinTrip a postat un thread despre soluția sa de plăți în timp real pentru tokeni, EGLD Community a împărtășit principalele concluzii de la Twitter Space-urile organizate despre Metaverse, tot Proteo DeFi a postat un thread despre cum să devii membru elit și beneficiile asociate acestuia, dar și CLS DeFi a anunțat modificarea comisioanelor pentru DEX Orders de la 1 la 0,1%. Puțin mai jos, tot din 26, mai vedem despre Galileo, care a publicat un segment Creator Spotlight pe Defilk NAS, Helios Staking a publicat o recapitulare a noutăților din această săptămână pentru ecosistemul Multiverse X și acestea sunt actualizările din ultimele două zile. Dacă mai mergem încă o zi, vedem Palm Tree, Catena Knights, GoChurch, Multiverse Wiki, NF Team și alte proiecte. Zi de zi avem câte un update pe această pagină de Twitter, ceea ce îmi spune că încă există oameni care construiesc pe Multiverse X și există activitate. Nu sunt tot aceleași nume de proiecte. Eu nu consider un lucru bun acesta. Pe lângă asta, uite, dacă ne uităm în partea dreaptă la Twitter România, aproape mereu când mă uit la hashtag-uri, avem hashtag-uri populare, fie Multiverse X, fie GLD sau alte lucruri care țin de ecosistem. Încă un lucru bun. Vedem 6100 de tweet-uri bazate pe EGLD. Sunt curios, lasă-mi într-un comentariu care este părerea ta legată de părerile pe care le-am expus în acest video. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici. Te invit să mă urmărești și pe Twitter, să te alături și în grupul de Telegram, găsești link-urile în descriere și trebuie să menționez că vă mulțumesc pentru fiecare like și fiecare comentariu pe care îl lăsați pe acest canal și ne auzim data viitoare. Duminică frumoasă în continuare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.